Mai mulți șoferi bistrițeni au considerat că își pot parca autoturismele în locuri de parcare cu plată fără a-și cumpăra însă tichet. Poliția locală a fost pe fază și i-a amendat pe cei care au încălcat deciziile Consiliului Local Bistrița. Aproape 400 de șoferi au fost amendați de polițiștii bistrițeni pe parcursul acestui an pentru că nu și-au cumpărat tichete de parcare, dar au parcat pe locuri cu plată. Am aplicat un număr de 383 de amenzi șoferilor care și-au parcat autoturismele în locuri de parcare, pentru care cumpărarea tichetelor e obligatorie. Valoarea amenzilor se ridică la suma de 7.155 de lei, a declarat pentru bistrițeanul.ro șeful biroului de ordine publică din cadrul poliției locale Ovidiu Gabrian. În municipiul Bistrița în prezent există 12 parcometre instalate de la care șoferii bistrițeni își pot cumpăra tichete pentru parcare. De asemenea, și agenții economici reprezintă o soluție pentru șoferii care trebuie să-și ia tichete pentru a putea parca în locurile destinate parcărilor cu plată. Așadar, conducătorii auto nu au niciun fel de scuză dacă sunt prinși fără tichete de parcare. Amenzile pentru cei care nu au un astfel de bilet ajung la suma de 200 de lei, scrie bistrițeanul.ro.